În minutele care urmează pe Exclusiv TV, veți vedea ședința Consiliului Județean Bacău. Vizionare plăcută! Bună ziua, stimați colegi, bine ați venit la ședința Consiliului Județean, o ședință importantă, să aprobă bugetul județului. Aș vrea să dau citire, să începem ședința. Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția numărul 22 din 25.1.2023 a președintelui Consiliului Județean Bacău, comunicată consilierilor în termenul prevăzut de lege. La ședință, din totalul de 36 de consilieri județeni în funcție, sunt prezenți 33 plus 2 online. Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. Având în vedere proiectul ordine de zi, la ședință au fost invitați să participe director Jean de la Direcția de Asistență și Protecție Socială, Protecția Copilului, director la Serviciul Republic Județean de Drumuri, doamna Creșmaru Natasha, director de la JEP Bacău, și directorul interimar de la SJU, nu l-am văzut, să rămână. Având în vedere proiectul ordine de zi, la ședință participă directorii și șefii de servicii ai direcțiilor și serviciilor din cadrul aparatului de specialitate. Pentru ședința de azi, proiectul ordine de zi este următor. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare convocată din data de 20.1.2023, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Bacău pe anul 2023, proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 78/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personal din aparatul de specialitate a Consiliului Județean și din instituțiile și serviciile publice aflate sub ordinea acestora cu modificările ulterioare, proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute la articolul 4, litera C, din legea 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, precum și estimări pe anul 2024-2026. 5. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute la articolul 6, aliniatul 6, din legea 368/2022, privind bugetul de stat pe anul 2023, precum și estimări pe anul 2024-2026. 6. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu orașul Buhuș și Spitalul Orășenesc Buhuș, profesor dr. Eduarda Petrei, în vederea finanțării proiectului reabilitare, modernizare și extindere ambulatorului Spitalului Orășenesc Buhuș. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul special de stat din județul Bacău, începând cu data de 1 ianuarie 2023. 8. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 14 metri pătrați din zona drumului județean DG119B, situat în sat Hemiuș, strada Ion Simionescu, comuna Hemiuș din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și la administrarea Consiliului Local al Comunei Hemiuș, în favoarea SCDL Gazgri de Sat. 9. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 350 de metri pătrați din zona drumului județean DG252B, situat în sat Giosen, comuna Giosen, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și la administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău în favoarea SCDL Gazgri de SA. 10. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și unui drept de servitute asupra terenului suprafață de 2 metri pătrați din zona drumului județean DG119D, situat în sat Sascut, comuna Sascut, în județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea SCDL Gazgri de SA. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Județene de Evidență a persoanelor Bacău. 12. Proiect de hotărâre privind reorganizarea rețelei școlare de învățământ special din județul Bacău pentru anul școlar 2023-2024. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați faza PTH pentru obiectivul de investiții, lucrări de extindere și dotare serviciul de anatomie patologică la Spitalul Județean de Urgență Bacău. 14. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobil cu număr cadastral 62.155 în suprafață de 10.000 metri pătrați în două loturi, S1 în suprafață de 4.800 metri pătrați, S2 în suprafață de 5.200 metri pătrați în comuna Corbasca. 15. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 186
din 31.08.2022 pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării proiectului extinderei sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Bacău în perioada 2020-2023. 16. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 din hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 257/2022 pentru declanșarea procedurilor de expropiere a imobililor proprietate privată, care constituie coridorul de expropiere a lucrărilor de utilitate publică de interes județean, modernizare DG206B, Parava Rădoaia, kilometru 4+650 și kilometru 10+516, 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii la principale produse agricole și ale masei verzi de pășune pentru anul 2023 în județul Bacău. 18. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uși și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 350 de metri pătrați din zona drumului județean DG252F, situat în sat Gârla Anei, strada Dumbravei, comuna Ungureni din județul Bacău, aflată în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea SC Delgaz Gride SA. 19. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 240 din 31.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare drumul județean DG119 Bacău Faraoan, kilometru 1+680, kilometru 12+300, tronson Sărata Nicolae Bălcescu, kilometru 4+400, 10+466, județul Bacău, aprobat prin finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Proiect de hotărâre privind pentru completarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 91/2020 pentru aprobarea cofinanțării proiectului sprijin în pregătirea aplicației de finanțare precum și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Bacău în perioada 2020-2023 cu modificările ulterioare. 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea rondării actuale a localităților județului Bacău, a serviciilor publice comunitare locale de evidența persoanelor, prin trecerea comunei Corbasca de la Sascut la Răcăciuni. 22. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău, comuna Săucești, în vederea finanțării proiectului modernizare infrastructurii școlare în localitatea Săucești, comuna Săucești, județul Bacău. 23. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean în Comitetul pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Bacău. 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de specialitate în vederea acordării de consultanță, asistență și reprezentare pentru reorganizarea regiei autonome a Aeroport Internațional George Enescu Bacău în societate pe acțiuni. Supun la vot proiectul ordine de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul ordine de zi a fost aprobat. De asemenea, supun la vot, în conformitate cu prevederile articolului 135, aliniatul 8 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, suplimentarea ordinii de zi cu următorul proiect. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale prin demisia mandatului de consilier județean a domnului pădurearul Stelian Leonard, precum și vacantarea locului de consilier județean. Supun la vot, cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Am să fac o mențiune aici. Cine este de acord ca pe suplimentare să treacă după punctul 1, acest punct suplimentar să treacă pe locul 2, tocmai pentru a avea vacantarea la începutul votului. Supun la vot schimbarea poziției din poziție suplimentară la punctul 2, poziția domnului, vacantarea postului de consilier județean. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. La punctul 1.
Dau cuvântul doamnei secretar general pentru a supune spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată în data de 20.01.2023. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Potrivit prevederilor codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul general al Unității Administrative Teritoriale supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Ținând seama de prevederile menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată din data de 20 ianuarie 2023. Supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Procesul verbal a fost adoptat. De asemenea, dau în continuare cuvântul doamnei secretar general. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Consilierul județean, aflat în una dintre situațiile de conflict de interese, are obligația să anunțe la începutul ședinței Consiliului Județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective. Ulterior anunțării, consilierul județean nu mai este luat în calcul pentru cuvorumul necesar adoptării hotărârii respective. Da, vă rog. Domnul Izvoranu. Bună dimineața! La punctele 5 și 6, după aprobarea noii ordini de zi, nu particip la vot. Mulțumesc! Vă rog, domnul... La punctele 4 și 5, de pe ordinea de zi, după noua listă, nu particip la vot. Care 4 și 5? E modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 78 privind stabilirea salariilor. Vedeți să nu fie greșit. Scuzați, 3 și 4. 3 și 4. După noua ordine. Da? Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului și proiectul privind aprobarea salariilor. Mai sunt alte, vă rog, domnul... La punctul 8, după noua ordine de zi, la cel legat de burse pentru Xei Comănești. Domnul Iulian? Tot la punctul 8, nu particip la cel legat. Da. Punctul 17. Punctul 17, da. Domnul consilier județean Melinte, la punctul 17. 18. După noua. Dar să nominalizăm proiectul, ca să ne dăm seama... Stabilirea prețului când arriva. A, am înțeles, da, da, am înțeles, am înțeles. Bun. Vă rog, domnul... Am văzut cum consilierul județean nu va participa la vot la punctul de să votează bugetul. Acasă am fost și o motivație, că chiar interesat să fii consilier județean și să nu particip la votul pe bugetul consiliului județean, chiar foarte interesat. Da, pentru care sub... Dacă, da, haideți să vă explic eu. Presupun că e vorba de faptul că este director ajung la filarmonică și atunci se votează și bugetul filarmonic. Vorbim de conflict de interese. Vorbim de... Da? Mulțumesc. Dacă... Da, mulțumesc. Am să trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisia mandatului de consilier județean a domnului Pădureanu Stelian Leonard, precum și vacantarea locului de consilier județean. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost aprobat. De asemenea, să trec la punctul 3 de pe ordinea de zi, privind proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu a județului Bacău pe anul 2023. Am să rog prezentarea.
Ați să rog să, dacă vreți, să stingem și lumina. Da, să fac o prezentare cât se poate de sintetică, pe marginea căreia fiecare dumneavoastră puteți să puneți întrebări. Bugetul de anul ăsta, să știți că bugetul prezumat, se ridică la undeva, vă rog să dați pe pagina principală, 71% este pentru dezvoltare, pentru dezvoltarea județului, și 29% sunt acoperirea cheltuielilor curente pentru aparatul propriu și 19 instituții subordonate. Deci un buget total de cheltuieli prezumate de 1.102.063, deci 1.102.063 de mii lei. Vreau să vă spun din ce este compus. Este compus, puteți să trecem la slide-ul următor. Acest buget este compus în primul rând de la 27% din bugetul de stat, și aici mă refer la proiectele de pe Angel Sanini aprobate, proiectele în execuție PNDL și de la AFM 12.600.000, 27%. Din bugetul local avem 187.217.000 lei, 24%, iar fonduri europene 389.360. Dă-te un pic, nu văd. Vreau să dau la primul slide, vreau să fac o mențiune. Cele 71% din dezvoltare, care unde vedeți că este trecut și PNRR, sunt fonduri europene aprobate prin programele de PNRR pe sănătate, apoi PNRR pe eficiență energetică. Bineînțeles că o să mai avem, să ne ducem la slide-ul 3, bineînțeles că o să mai avem pe parcurs și alte proiecte care vor fi aprobate. Noi mai așteptăm pe sănătate minim 2 proiecte, să sperăm că va obține punctajul, dar n-am putut să le trecem aici, care ar fi crescut valoarea investițiilor sau valoarea dezvoltării. Apoi nu am trecut pentru că nu s-a deschis finanțarea sau nu s-a publicat ghidul și nici n-am aplicat pe POR, pe infrastructură rutieră, care iar o să revină o sumă extrem de importantă pentru județul Bacău. Ceea ce aveți aici este doar ceea ce s-a aprobat până în acest moment. Noi mai avem câteva proiecte în lucru de depus, fie pe spital, fie, mă refer pe infrastructură de sănătate, fie pe infrastructură rutieră, care evident că va crește această sumă prevăzută pentru dezvoltare. Pe priorități investiționale, infrastructura de sănătate, 324.488.000 lei. Infrastructură de transport, 307.012.000 lei. Aici e vorba de cele 5 proiecte pe Angel Sanini, și cele care le mai avem și în execuție în acest moment. Avem și porul de pe porul vechi, să zicem, care se finalizează în 2023. Alte investiții în asociere, ceea ce este foarte important, și aici aș vrea să vedeți structura, investiții în asociere cu alte OAT-uri, 38.015.000 lei. Investițiile țin cont de zonele, că tot am primit niște indicații cum să dezvoltăm județul, de pe toate, sau cum să creionăm bugetul, din toată zona a eșichierului politic. Avem și din PMP investiții, și din PNL, și din PSD. Nu există în cea mai mare, cred că una cele mai mari asocieri sau cea mai mare alocare este pe zona Onești, avem Moinești, avem Zemeș și urmează într-o ordine mai puțin, să zic așa,
ca și valoare cu prioritate pe implementarea de fonduri europene. Acolo unde trebuie să se asigure o cheltuială neeligibilă sau o cofinanțare, am venit cu asociere tocmai pentru a finaliza proiectele care sunt prioritare pe învățământ, pe infrastructura de învățământ. De regulă, așa și prevede, ați văzut că ne-am dus pe, doar pe partea care ține de zona de învățământ sau de zona de sănătate. Am două exemple. Un exemplu este Buhuș acum și un alt exemplu la Săucești, unde dacă nu reușește să asigure cofinanțarea, pierde fondurile. Adică vine tot în bugetul OAT-ului. Apoi la infrastructură de cultură, de așezăminte culturale, eu zic că e o premieră oarecum pentru ultimii 3 ani, 36.762.000 de lei. Putem să trecem la slide-ul următor, o să le prezint și din ce este compus. Modernizarea infrastructurii de transport, 146.255, Anghel Salini. Apoi PNDL, 24.896.000. Bugetul local, 79.949.000, și să știți că e o sumă extrem de importantă, mă se referă mai mult la cheltuielile neeligibile și, nu, la cheltuielile de cofinanțare și la cheltuielile neeligibile care nu sunt suportate prin Ordonanța 64 și apoi actualizarea și apoi pe fonduri europene avem 18%, adică 55.912.000 lei, ceea ce a mai rămas de executat pe anul 2023. Dați mai departe. Modernizarea infrastructurii de sănătate. Aici, bineînțeles că avem prin ponderea principală pe PNRR o avem prin finalizarea și proiectarea execuției pavilion municipal Bacău și integrarea în SJU. Este o sumă extrem de importantă de 289.320.000. Urmează zilele astea să se publice prin hotărâre de guvern, dar a fost aprobată la finanțare de către Ministerul Sănătății prin a fost declarată eligibilă și aprobată. Apoi, un lucru extrem de important și ca o noutate la nivelul regiunii, la Spitalul Județean de Urgentă se va înființa un laborator de medicină nucleară, un PET-CT. Cred că, nu cred că greșesc dacă spun că este undeva unic la nivel de Moldova, nu știu dacă în țară, sau, dar cred că la nivel de regiune suntem deschizători de drumuri aici și este extrem de necesar. Apoi apare ceea ce a mai rămas de executat, lucrări de reparații capitale la pediatrie, mai avem, suntem pe final, este ceea ce mai finanțează Consiliul Județean, apoi extindere și dotare, anatomie patologică, și aprobăm în această ședință și noi indicatori, este o lucrare în execuție și apoi mai sunt în cadrul bugetului spitalului alte investiții de 9.468.000. Un lucru care nu-l văd aici, dar este sigur trecut în bugetul total. Se referă la, ba nu, urmează să se aprobe și de asta n-a fost trecut, urmează să se aprobe investiții în spital pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale, undeva suntem în evaluare 6,5 milioane de euro. Vă rog mai departe. Apoi modernizare și dezvoltare așezăminte de cultură, transformarea clădirii Complexului Muzeal Iulian Antonescu în Bibliotecă Județeană, sunt fonduri prinse pe PNRR de 18.760.000 de lei. Am să fac o mențiune ca investiția să fie completă. Noi o să venim cu o proiectare completă în care să se transforme și parcul, care nu ține de eficiență energetică, dar care va dubla suma, nefiind aprobată, nu putem să o trecem în acest moment și încă nu suntem la finalizarea proiectului tehnic. Va dubla suma pentru că acolo intenționăm să facem
nu doar o bibliotecă județeană, ci un fel de așezământ cultural care să atragă cât mai mulți cititori, să fie și o zonă de recreiere. Parcul va fi refăcut, o să vă prezint în momentul când e gata proiectul, o să vă prezint randarea acestui proiect. Apoi la extinderea și reabilitarea Muzeului de Artă, de fapt se mută muzeul, se extinde Muzeul de Artă și se creează complexul muzeal Iulian Antonescu cu un alt corp de clădire în care tot ce avem noi în complexul muzeal Iulian Antonescu îl mutăm într-o singură zonă. Tocmai pentru asta și pe ordinea de zi a Consiliului Local avem un teren pe strada Șoimului supus la vot pentru a-l trece în domeniul public al județului, pentru a avea evident o înălțime, să putem respecta o clădire mai înaltă și să aibă și locuri de parcare. Tocmai ca să cuprindă tot ceea ce este în cadrul complexului muzeal Iulian Antonescu. Am să elimin din capul locului orice discuție referitoare că cu mutarea acestui complex nu se întâmplă nimic, decât se mută sediul dintr-o parte în alta, într-un sediu modern, mult mai primitor și mult mai potrivit pentru cultură. Nu în ultimul rând, avem refacere și modernizare clădirea Filarmonicii, un proiect care pe AFM și aici vom veni în completare cu un alt proiect care să facă și interiorul, nu doar eficiența energetică. Vă rog? Am făcut o analiză pe ultimii 3 ani, de când dumneavoastră sunteți consilieri județeni și eu sunt președinte al Consiliului Județean, din care avem în partea stângă, cu galben, cheltuielile de funcționare și cheltuielile pentru dezvoltare. Cheltuielile de funcționare au fost de 37% în anul 2021 și de 63% pentru dezvoltare. În 2022 am avut un 42% și 58% pentru dezvoltare, iar în 2023, în acest moment, avem un 29% și un 71% investiții în dezvoltare. Se vede clar că rata de creștere a investițiilor în dezvoltare este net superioară pe ultimii 3 ani. Cam asta a fost prezentarea succintă, sintetică și pe cât, zic eu, de clar a bugetului județului, dacă la acest buget aveți nevoie de clarificări sau de intervenții. Da, domnul Volteanu? Intervenția mea vizează programul de investiții, domnul președinte, pentru că e consistent, bătălie, sunt zume mari, dar o direcție pe care noi, liberal, o apreciem ca fiind necesară sau de fapt, fără de care nu se poate să îmbunătățim condițiile de trai și să asigurăm venituri importante cetățenilor județului, ca să-i scoate din starea de sărăcie. Așa cum știți, că suntem campion la numărul de persoane care primesc ajutor social. E un loc în plasament care nu ne place, nu ne onorează și care trebuie să depășim. În sensul că să nu mai fi pe primul loc. Vreau să spun că nu regăsesc în aceste liste de investiții o preocupare pentru infrastructura de afaceri. Mi-aș fi dorit să văd aici măcar un parc industrial, pentru că nu uit la cei de la Iași și au apărut 7 parcuri industriale. Unul deja este în curs de realizare, cei care merge mai așa, vedem cum tot evoluează, tot evoluează și plan este și deja un parc. Iar la Oradea, nu mai puțin de 11 parcuri industriale. Ultimul parc industrial, de fapt, ultima investiție care sprijină, care este
constituie infrastructură de afaceri, este un terminal cablă, care se face în parteneriat cu o firmă privată, în suprafață de 14,4 de stare. Și de aici m-am inspirat o propunere pentru capitolul autorități publice, la autorități publice, capitolul 51, parcă, să nu greșesc, dați-mi voi să nu mă uit. Iar 51.02, în care apare într-adevăr un terminal multimodal, dar care, așa cum am presupus eu din studiu unor documente anterioare ale Consiliului Județean și mă refer aici la planul de pusul de dezvoltare aeroportului, în care se face mențiune privind înființarea unui terminal intermodal, dar care nu ar servi scopului care, zic, ar asigura dezvoltarea aeroportului. E o preocupare acum de dată de cercă. Ați văzut cu toții că tot cădem în clasament pe țară, pe Moldova, în ceea ce privește numărul de pasageri. Deși numărul de pasageri este mai mare, paradoxal, de când înainte, dar în competiție cu ceilalți, suntem pe o poziție neonorată. Și plecând din această constatare că numărul de pasageri este insuficient pentru a asigura venituri suficiente aeroportului, considerăm că trebuie dezvoltat transportul cargo din mărfuri. În acea statistică care ne-a alertat pe toți, mai era o statistică, statistica privind numărul de pasageri, mai era o statistică privind cantitatea de mărfuri transportată din aeroportul din țară. Și dați-mi voi să vă spun câteva cifre care sper să ne convingă să luăm decizia potrivită. Cotopeni a transportat în primele trei trimestre 24.776 de tonă, Timișoara 5.171, Clujul 5.170, Suceava 90.1 tonă, iar Iași 5.5 tone și noi 0. Cred că dezvoltând transportul cargo, creind facilitățile necesare, dăm șansa acestui aeroport, pe de-o parte, iar pe de-altă parte putem crea aici un hub de conectivitate și de dezvoltare economică. Pentru că în jurul acestor terminale cargo apar noi investiții, apar oportunități de dezvoltare a afacerii. Și pentru că vorbeam de aeroportul de la Timișoara, de la Oradea, vă spunem că acolo se face un terminal pe suprafață de 14,4 hectare, care include cale de rulare, platformă de acces rulare și parcarea lunară. Mărfurile sunt procesate direct în avion, în acest parc. Am identificat, studiind planul de urbanism zonal, am identificat câteva suprafețe care ar fi utile pentru proiectul pe care îl propunem. Este așa numită zonă de extindere 5, care are o suprafață de 39 de hectare, față de cele 14 pe care are Oradea, vă dați seama, este uriașă. Mai este alături o suprafață asociată de 32,43. Aceste terenuri nu sunt ale Consiliului Județean, sunt ale boateului Bacova, ale municipiului. Dar noi putem intuția demersurile pentru a se face acel terminal de transport mare, de vârful grec. În concluzie, ca să nu vă țin prea mult, deși studiind acest plan de urmări național, pe care noi l-am aprobat în mai 2021, am constatat că avem o comoară în jurul aeroportului. Sunt 426 de hectare care pot fi folosite pentru activități industriale, pentru activități manufacturiere și pentru operațiuni logistice. În concluzie, propunem să se facă un studiu de fezabilitate pentru un terminal cargo la aeroportul George Enescu, aeroportul internațional, în zona de vest a aeroportului. Ceea ce apare în proiectul de buget
poate fi rămâne ca un terminal pentru pasageri. Pentru că la sud, la loc de aeroport, nu există spațiu suficient pentru a se opera mărfuri grele. Și propun diminuarea cu 10.000 de lei pentru a crea poziție bugetară a acestui proiect propus de noi, de la acel terminal multimodal Bacău, în zona aeroportului, așa cum este intitulat, studii, documentație tehnică, economice și cheltuieli economice, care beneficiază o alocare de 210.000 de lei, să rămână 270.000 de lei și se face, să inițiem un studiu de fezabilitate pentru un terminal calm în zona de vest. Mulțumesc! Ați abordat o problemă extrem de complexă, domnul Olteanu, și știți, sunt două chestiuni care trebuie să le privim pe lângă faptul cu seriozitate, dar și cu aplicare referitor la transportul cargo. Și nu transportul cargo, ci și terenurile pe care sunt în jurul aeroportului, ci și activitatea aeroportului și modul de dezvoltare. Noi în acest moment suntem în cadrul unei regii autonome care singură își administrează ceea ce este în jurul aeroportului și ceea ce poate să-și dezvolte ca și să zic, dezvoltarea planului de afaceri. Eu nu vă ascund că nu, dar nu aș vrea să vorbesc înainte, suntem în tratative cu o societate care vrea să dezvolte în jurul aeroportului un multimodal. Ori, deși este extrem de benefică și noi gândim la fel, eu nu vă contrazic cu nimic, este foarte bine, dar trebuie să o luăm cu începutul. Noi avem teren disponibil al Consiliului Județean, undeva, cred că 2 hectare și mai sunt, cred că, încă vreo 30 de hectare, dar în zona de siguranță. Până când nu se face o analiză corectă a terenului, unde se poate construi și unde nu se poate construi, mi se pare, cum să zic, punem un pic căruța înaintea cailor, și plus nu devenim atractiv decât dacă punem teren la dispoziție, nu dacă facem studii de fezabilitate. Noi putem să facem studii de fezabilitate și vă garantez din capul locului că se pretează. N-are rost să cheltuim niște bani care ar trebui să-i cheltuiască regia autonomă, nu Consiliul Județean. Eu sper ca în următorul plan de afaceri, care va fi din cât de curând, asta va fi o prioritate. Chiar dezvoltarea unor activități adiacente transportului de pasageri, fie că vorbim, să vedem dacă reușim să legăm o colaborare onestă și corectă cu un parteneriat public-privat pentru un multimodal, mă feresc oarecum să zic de cargo, pentru că până când nu avem o soluție finală de la cei cu care suntem în tratative, nu pot să înaintez în acest domeniu. Aviația sau industria aviatică comercială a suferit mari pierderi. Apropo, dumneavoastră ați făcut o comparație. Iași, Bacău, toți scădem, am explicat-o și public. Chiar dacă numărul de călători a fost mai mare decât în 2019, numărul de călători pe Iași a fost și mai mare. Și o să vă explic și de ce. Suntem într-o zonă, noi nu suntem într-o zonă limitrofă războiului, unde s-au închis aeroporturi și s-au concentrat să se deplaseze, mai ales pe călători, pe zona Iași și Suceava. Comparăm mere cu pere. Noi nu avem cum să facem acest lucru. Și astăzi sunteți conștienți că nu se poate. Cu toate investițiile, cu tot ce companiile aeriene se concentrează acolo unde îi vine profitul. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să deschidem aeroportul și pe investiții, și pe concesionări, și pe ce vreți dumneavoastră.
Și o să venim, dacă dă Dumnezeu, în fața noastră cu o propunere concretă pentru concesionarea unor anumite terenuri. Dar pentru a avea treaba asta trebuie să avem proprietatea terenului. Orice avem noi acum, nu suntem încă extrem de atractivi. Trebuie să punem la dispoziție terenuri foarte mari. Ori, dacă e să o iau acum, noi avem ce punem la dispoziție, un teren de 2,5 hectare, parcă, sau 2 hectare. Cam atât este ce se poate pune la dispoziție. Sperăm cu ocazia, o să vedeți la ultimul punct de pe ordinea de zi, avem intenția de a reorganiza regia autonomă pentru a o capitaliza. Capitalizând, prin capitalizare, poate reușim să cumpărăm și terenuri, poate reușim să aducem în parteneriat cei pe care sunt în jur cu terenuri, să participe la acest aeroport, pentru că fără teren din jurul aeroportului vorbim de terenuri ale altor OAT-uri, nu ale noastre. Orice putem să punem noi la dispoziție decât ce avem noi. Da, eu am să supun la vot. Da, vă permit, sigur. Mă bucur că sunteți de acord că e una din soluții de necesare este aeroportul. Unde nu mai sunt de acord cu noastră și cred că am dreptate, nu am așezat bine căruța. Dacă aveți discuții cu firme private, cu partenerii interesați, cred că un studiu de fezabilitate ar fi un argument în plus. De aceea cred că e necesar acest lucru de fezabilitate. Poate să ne dea soluții pe care nu le văd acum. Mulțumesc. Da. Da, o să supun. Domnul Valeria, mi-am dat cuvântul domnului consilier Tărțean Boca. Mulțumesc. După aia o să vă dau cuvântul și de asta. Vă mulțumesc, domnul președinte. Susținem amendamentul domnului Loteanu și chiar cu precizarea că ați pomenit din multe asocieri în județ, multe OAT-uri, dar văd că nici Bacău nu există și chiar nicio asociere și poate... Am greșit. Există. Dar terenul din preajma aeroportului unde se pot desfășura activități economice și, într-adevăr, având transport de marfă zero pentru anul trecut, chiar este un mare semn de întrebare. Și, într-adevăr, lipsa parcurilor industriale propuse. Dar asociere cu Micilu Bacău, ceea ce privește terenul de jurul aeroportului, ar fi benefică. Și chiar ați omis, într-adevăr, Bacău. Îmi cer scuze că intervin ca să vă răspund direct. În primul rând, una din cele mai importante asocieri este Athletic Park. Și chiar am uitat să o menționez. Am uitat efectiv să o menționez, am enumerat, dar municipiul Bacău, suntem în asociere pe Athletic Park. Este o sumă extrem de consistentă, va ieși și vom vota împreună pentru realizarea acestui obiectiv. Astăzi, pe ordinea de zi, se pune punerea la dispoziție a terenului de 4,5 hectare pentru realizarea acestui proiect. Deci nu reprezintă nicio problemă. Este doar o misiune, dar nu în documente, ci în exprimare. Am să dau cuvântul... Da, o să vorbesc la final și de parcuri industriale, dar am înțeles că este o solicitare a domnului consilier județean. Vreme și ulterior a domnului consilier județean Necula. Mai aveam scuze, nu știu. Da, mă scuzați. Văd în continuare, nu sunt vorbe deloc pentru Casa Vasile Alexandrei, care aparține consiliului județean, și văd că de acum 2 ani există comisiunea că se va ține avizie și va începe aceasta și este un reper al Bacăului, cu atât cea mai interesantă clădire din vedere mormetelor istorice. Nu apare scos. Deci susținem în continuare amendamentul domnului Cano și ar fi bine să fie pe acest lucru. Da, o să
Deci ce vreau să vă spun? Casa Vasile Alexandrei este trecută acolo. Nu o vedeți dumneavoastră, dar este trecută. Doi, noi am făcut de anul trecut o propunere de colaborare cu, de asociere cu Primăria Bacău, în care să venim 50-50, în care nu ne s-a mai răspuns din punctul ăsta de vedere. Dar chiar dacă, apropo de asociere, că e atât de importantă. Dar chiar dacă nu s-a propus, noi mergem înainte cu proiectul, suntem în fața, dacă nu mă înșel, cred că doamna director poate să ne dea fața exactă în care ne aflăm cu această investiție, este prevăzută în proiect, nu este nicio problemă, n-am dat-o jos de pe prioritățile Consiliului Județean, sub nicio formă. Vă rog. Doamna director. Prezentări generale extraordinare. Dar eu vă spun așa, deci noi nu putem să mutăm un pai de pe Casa Vasile Alexandrei fără respectarea legii. Ori tot ceea ce s-a depus până acum, s-a trecut. Un singur impediment îl avem și nu avem ce să facem. Putem să construim, putem să mai construim o casă de când ne chinuim cu ea. Dar dacă nu respectăm prevederile legale, mai nu are rost să discutăm de ceea ce nu este prevăzut în atribuția Consiliului Județean. Noi spunem ce am putut să facem noi. Da, mai mult decât atât, cred că Consiliul Local putea să pună Abacăul, putea să pună să punem jumătate-jumătate. N-am zis că stăm în loc din cauza asta. Noi mergem înainte, chiar dacă se asociază Consiliul Local Bacău sau nu se asociază cu noi. N-am nicio problemă. Atât doar că v-am spus care sunt impedimentele. Domnul Valerian Vremu, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Referitor la acest subiect, domnule președinte, dragi colegi, vreau să fac un mic remarcă. Noi suntem oameni politici. Am ajuns consilier județean prin votul dat de cetățeni. Ca oameni politici, în votul nostru, îndreptăm atenția de multe ori spre lucruri strategice, lucruri de mare importanță. Și spun îndreptăm atenția. Proiectul sau ceea ce a spus domnul Bălteanu, cred că are o asemenea conotație. Noi trebuie, și dacă mă refer la aeroport, trebuie să prețuim acest punct pe care îl avem, alături de universitate, învățământ, și sistemul medical sunt motoare de investiții. Iar chiar este un motoraș căruia trebuie să-i dăm mare atenție. Și eu cred, domnul președinte, că viitoarele negocieri pe care vreau să le desfacem, pentru că o să fie probabil o dezbatere mai târziu la punctul unde este aeroportul și o să aflăm mai mult. Dar din câte știu pe surse, aeroportul trece prin momente destul de grele. Negocierile pe care le desface fapt că și Consiliul Județean vine cu un studiu, vine cu un semnal pozitiv pentru aeroport, o să mă ajute. Deci din punct de vedere politic, eu vă spun, este un plus propunerea făcută de domnul Bălteanu. Referitor la bugetul în ansamblul lui, vreau să transmit
cât și opoziția primarului din Mănești, să știți că negocierile pe care ați avut cu primarul din Mănești sunt binevenite pentru Mănești, pentru Partidul Mișcarea Populară, care susține proiectele Măneștiului. Și vreau să mulțumesc celor care au lucrat la construirea acestui buget, faptul că sunt proiecte, sunt finanțări alocate Măneștiului și totodată sper că vom vota această structură a bugetului, bineînțeles cu modificări care pot să apară. Mulțumesc consilierilor locali, mulțumesc celor care au lucrat la buget, mulțumesc domnule președinte, pentru că ați prețuit de data asta pe Onești. Și în urmă primarului de Onești. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Am să dau cuvântul domnului consilier județean Cosmin Necula. Mulțumesc, domnule președinte. Estimați colegi, am să fiu foarte succint în această abordare. Dacă este să discutăm foarte concret despre ceea ce înseamnă un terminal cargo versus un terminal multimodal, eu zic că mai întâi trebuie să vedem care este utilitatea concretă și posibilitatea de a exista un terminal cargo în Bacău. Să discutăm foarte sincer și foarte aplecat. Asta este un element. Doi. Haideți să nu ne mai comparăm cu orașe care au un avantaj total diferit și net superior prin poziționarea pe care o au, prin condițiile geopolitice, geostrategice. Cred că e inutil să facem comparații, să tot venim cu tot felul de maroade de acest tip. Iașul e mai nu știu cum, Iașul e mai... Iașul are o altă dezvoltare și o altă dinamică de dezvoltare și geopolitică diferit. Și nu are de acum, are de sute de ani. Pe de altă parte, ca să clarificăm, apropo de tot ceea ce înseamnă această poveste, să ne asociem să facem o treabă frumoasă cu Primăria Municipiului Bacău, vreau să vă aduc aminte că în momentul de față, pe acele terenuri pe care le vehiculăm și le tot plimbăm, este de fapt grevată o poveste frumoasă, dar doar o poveste și va rămâne o poveste, cu un mare parc industrial. Cineva a venit anterior și a spus să facem un cartier de tineri, evident, discutând și luând în calcul acel pus pe care l-a făcut Consiliul Județean cu privire la modernizarea întregii zone. Și după aceea s-a decis că să se facă un mare parc industrial, nu se va face niciodată. Cred că soluția, într-adevăr, ar fi această asociere, dar concretă, nu povești frumoase și nu discuții de-astea lansate la șuiete politice. Că toți suntem politicieni, da? La șuiete politice ar fi frumos să facem un studiu și să ne asociem și să fie bine, să nu fie rău. Nu. Concret, ar trebui o asociere cu municipiul Bacău, uitate chimerele cu parcuri industriale pe 400 de hectare și discuta concret care sunt pașii de urmat pentru tot ceea ce înseamnă componenta de terminal multimodal sau mai exact de dezvoltare aeroportului. Iar eu mă îndoiesc că discuția pe terminalul cargo va fi una sustenabilă pentru tot ceea ce înseamnă acest aeroport în această zonă. Dar până la urmă, rămâne de văzut. Cred că asta este, din punctul meu de vedere, asta este concret această situație, fapt pentru care noi nu susținem, eu personal nu susțin acest amendament. Cred că ar fi doar o discuție sau o șuietă politică. Pe de altă parte, cu privire la buget, vă urăm succes la tot ceea ce înseamnă execuția bugetară a acestui an. Da, mulțumesc frumos pentru... Vreau doar să vă spun referitor la amendamentul nostru, domnul Olteanu. Asta nu înseamnă că trebuie făcut un amendament ca regia autonomă să facă un studiu de fezabilitate pe ceea ce înseamnă un terminal, un multimodal. Nu exclude cu absolut nimic, nu trebuie să fie prevăzut în bugetul Consiliului Județean un lucru pentru regia autonomă a aeroportului. Regia autonomă, așa cum prevede la articolul 4, dacă nu mă înșel, este regie independentă financiar și juridic. Noi nu putem să venim să impunem o anumită, să vin să pun un anumit lucru pe regia autonomă,
ținând cont că au propriul buget de venituri și cheltuieli și noi venim doar cu cheltuieli neeconomice și sprijinim, am mai spus-o în nenumărate rânduri, și sprijinim investițiile pe fonduri europene cu cofinanțare. Lucru care s-a întâmplat de-a lungul timpului, din 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, chiar și anul ăsta avem cofinanțare pe buget. Ca atare, chiar dacă noi avem un amendament aici sau nu-l avem, el oricum va exista în bugetul regiei autonome, pentru că deja regia negociază, nu negociază Consiliul Județean. Noi încercăm și o să discutăm la ultima etapă, la ultimul proiect, o să discutăm și ce înseamnă această societate pe acțiuni. Înseamnă puterea de decizie să fie la Consiliul Județean, nu la o regie autonomă, care să funcționeze independent. Da, mă rog, eu am să supun la vot. Da. Cum se simtă prezența pe lista de investiții a Consiliului Județean, așa că era intermodal. Deci, ascultați-mă un pic. Sunt două chestiuni separate. Deci, ceea ce dumneavoastră mi-ați trecut acolo ține efectiv și ceea ce v-am povestit, pentru că trebuie să vedem dacă este sustenabil, dacă nu este sustenabil, dacă legăm un parteneriat și parteneriatul nu-l face cu Consiliul Județean, ci îl face cu regia autonomă sau cu societatea pe acțiuni. La asta m-am referit eu, referitor la amendamentul nostru, ceea ce este trecut în buget este să avem posibilitatea și noi să facem un intermodal în zona aeroportului, dar care să nu țină de aeroport. Dar noi, e trecut în documentație, nu să vreți să mai treceți încă unul, să facem un studiu de fezabilitate pe el? Nu, eu n-am înțeles totuși. V-am spus, unul din ele să fie pentru pasageri, iar celălalt pentru mărfuri grele. Dar să putem să... Eu v-am spus că noi, pentru mărfuri grele, e regia autonomă și nu vreau să... Adică nici nu avem cum să ne amestecăm pe acest lucru. Și doi, intermodalul presupune să ai o zonă logistică. Ori până când nu avem, noi suntem, dacă vreți să extindem subiectul, noi suntem în tratative cu Jaspers-ul, cu Ministerul Transportului, pentru realizarea unui intermodal de minim 5 hectare într-o zonă în care dânsii trebuie să ne accepte unde este terenul. Nu ține neapărat de aeroport. Și e un proiect care e de vreun an de zile să obținem fonduri europene pe el. Singura problemă pe care o avem acolo, după ce am realizat consultarea mediului de afaceri, îl reprezintă următorul lucru. Cine îl operează? Știți că s-a realizat la Bihor, chiar la Oradea, un asemenea intermodal și care, din ce știu eu, este blocat pe partea de operare. Da. Dacă nu mai sunt alte comentarii... doamna consilier județean, mă rog. Bună ziua tuturor, domnule președinte. Anul trecut, fac un apel la memoria tuturor colegilor, anul trecut când am votat bugetul, dacă vă amintiți, pe ordinea de zi, am avut și acea asociere de principiu cu municipiul Bacău pentru rezerva de apă. Iată că a trecut un an de zile, timp în care nu am mai auzit nimic despre acel vot și acel proiect, iar în bugetul care votăm în anul acesta nu am văzut nimic prins. Și încă o dată fac apel la memoria tuturor colegilor să ne amintim că anul trecut, pe această vreme, municipiul Bacău era fără apă potabilă. Dar nu, chiar nu știu. Care am avut un proiect în care am votat asocierea de principiu, exact așa se numă proiectul, cu municipiul Bacău pentru rezerva de apă. Pentru că anul trecut, de această vreme, locuitorii, în timpurile, în sfârșitul ianuarie și în februarie, locuitorii municipiului Bacău erau fără apă potabilă. Iar anul ăsta în buget nu am mai văzut nimic. Mai suntem în discuție. Este o confuzie, să știți. E vorba de demangalizare și nu e rezerva de apă. Rezerva de apă este un obiectiv care s-a finalizat în proprietatea, este în proprietatea Consiliului Local, care s-a predat prin vot, s-a recepționat cum s-a recepționat, s-a predat prin vot, este finalizată și s-a predat prin vot Crabului,
Crabul este în faza în care se face recepția, care face recepția acum sau care acceptă această preluare acestei lucrări. Cred că se vă referiți, cred că vă referiți la punerea în siguranță. Da, a conductei de apă și nu a rezervii de apă. Doar la ce am votat noi anul trecut. Deci, dacă vă referiți la punerea în siguranță a rezervei de apă, eu pot să vă spun care este statul. Pentru că s-a votat ceva pentru realizarea unui studiu de, fezabilitate integral și o, și o asociere de principiu care ne dădea posibilitatea noi să facem documentația. Este, uitați, proiectul tipul. Pentru punerea în siguranță. Este cu totul altceva. Noi ne aflăm în următoarea fază. Suntem în faza de recepție a studiului de fezabilitate și de autorizare a tuturor documentelor care trebuia să le facem noi și a tuturor studiilor care trebuia să le facem noi. Mai departe, acest studiu, da, este finalizat prin ADIP. Pentru că ne-am asociat și ADIP a contractat această lucrare, prin această asociere s-au dat bani către ADIP, a contractat lucrarea și noi ne avem în faza finală acum să se obțină autorizațiile. Mai mult decât atât, pentru a ajunge, adică să vă fac o informare completă, suntem în faza în care se face un studiu de impact pentru punerea în siguranță. Este ultima autorizație care trebuie obținută după toată această, după ce se închide și această avizare, se depune către Consiliul Local în vederea finanțării. Asta este, noi am realizat ceea ce am avut pe partea asta, de asta nici nu mai apare în buget acest lucru, pentru că noi ne-am terminat treaba, suntem în faza de recepție a acestui studiu care tot s-a prelungit din cauza avizurilor, pentru că în momentul când obții avize pe studii de fezabilitate, evident că se tot schimbă soluțiile, mai ales la o conducta de apă. Noi suntem în faza în care avem de obținut o autorizație de la arii protejate, pentru că trece pe lângă o zonă cu arii protejate și după obținerea și ultimului aviz se depune către Consiliul Local cu documentația completă pentru realizarea lucrării. Partea Consiliului Județean a fost realizată și, dacă nu mă înșel, cred că undeva, cred că în maxim o lună, două, avem cam tot ce înseamnă, tot ce înseamnă avize de la, pentru acest proiect. Mulțumesc mult! De-aia e bine atunci când se finalizează din proiectele. Da, n-am, noi n-aveam cum să vă spun că s-a finalizat dacă mai aveam de obținut câteva avize. Cheltuielile nu s-au finalizat, pentru că după ce se închide, după ce se predă toată documentația, se plătește. Mulțumesc. Cu plăcere. Da. Haideți să punem totuși amendamentul ăsta. Da, vă rog, domnul Bârzu, ia zic. Ce vreau să... Mă să lăsăm specialiștii să spună. În această idee mai am propus acest lucru, pentru că noi nu suntem specialiști, ne vedem cu ideea că este bun sau nu este bun. Specialiști în urma acestui studiu ne vor da soluția dacă este fezabil ceea ce noi am propus. De aceasta insist totuși colegii, poate este o majoritate care în urmă nici n-am cerut o sumă de normă ca să prindem această linie bugetară și cred că merită susținut să știm dacă Bacău, aeroportul Bacău poate avea o linie cargo. Deci când ne dăm noi presupusul la o șlietă, cum spunea domnul consilier Cosmin Necula, nu este bine ca o șlietă, să lăsăm specialiștii să spună dacă Bacău este viabil pentru zona cargo sau nu. Și cred că nu e mare lucru să votăm acest amendament. Domnul președinte, vreau să vă întreb și ați prezentat grafic proiecția bugetară pe acest an și ați făcut o comparație cu 2021-2022. Vreau să vă întreb, comparația pe 2021-2022 ați făcut-o tot ca proiecție sau ca execuția bugetului comparativ cu 2023? Nu este față de ceea ce s-a aprobat în fiecare an. Ceea ce s-a aprobat, dar așa se face. Bugetul aprobat în 2020, bugetul aprobat în 2021, bugetul aprobat în 2022. Eu am să vă spun că ceea ce este acolo, evident că e piatra de temerie care dezvoltă și pe altă. Că nu se poți să spui că se va cheltui într-un an 1.102.000.000, că noi nu suntem credibili. Eu vreau să vă spun ce avem prins la dezvoltare. Fiecare proiect
Dacă e să iau așa și intru în tehnicalități de formare a unui buget, să știți că pot să vi le explic. În primul rând, bugetul se creează pe priorități. Noi am stabilit prioritățile că se duc în zona de dezvoltare. Toate proiectele care le aveți acolo sunt proiecte aprobate anul ăsta. Evident că nu se vor finaliza o parte. Spitalul municipal. Suntem naivi sau am fi cel puțin lipsiți de orientare în realitate dacă am spune că se finalizează la finalul anului. Dar în acest moment eu vă spun ce este aprobat. Pe parcursul, așa cum a fost și porul, este o proiecție multianuală. Toate investițiile sunt multianuale. Sunt o parte care se închid și sunt obligat să le închid anul ăsta, în 2023, pe execuție bugetară. Mă refer la porul pe axa strategică nord-est, care trebuie închis. Majoritatea proiectelor pe care le-am avut, cu excepția, mai avem avem heliportul închis, avem radioterapie 2 închis ca proiecte în anul 2022. Apoi, nu le încărcăm ca și cum au, deși ele au început în 2019. Eu vorbesc pe buget aprobat și cred că am și plus, vă mai spun ceva, că dacă ar fi să gândesc o proiecție a bugetului așa cum să zic, câteodată se interpretează eronat, ar trebui să avem toți banii odată într-un cont, ceea ce nu se poate. Eu trebuie să am prevedere bugetară ca să pot să merg pe ea. Prevederea bugetară nu înseamnă că dacă e să iau acum cofinanțările, ar trebui să am 150 de milioane, aveam un deficit de 150 de milioane. Am înțeles, mulțumesc. Mulțumesc și eu. Supun la vot amendamentul domnului consilier județean Monteanu. Cine este pentru? Și online-ul? Voturi împotrivă? Abțineri? Da. Iar Zăzanii în PMP. Da, mulțumesc. Haideți să... Deci amendamentul domnului consilier județean Olteanu a căzut. Am să fac o precizare. Chiar dacă a căzut amendamentul domnului Olteanu, asta nu înseamnă că nu se va realiza prin regia autonomă. Un studiu de fezabilitate pe zonă, v-am spus, în funcție de interes. S-a abținut, nu? Nu, Pleșca a fost abținere. Și domnul, nu, n-am fost atenți la subiect. Haideți să anunțăm rezultatul. Pentru? Mă scuzați, da, e corect. Este corect. Pleșca s-a abținut online. Bun, haideți să dăm rezultatul. Câte? Avem 23 abțineri, cu o abținere în online și 12 pentru. 23 cu totul, da? Da. 23 de abțineri, dintre care unul online și? 12 pentru. 12 pentru, da? Mulțumesc. Am să supun la vot, dacă nu mai sunt intervenții pe buget, am să supun la vot bugetul județului Bacău. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Da, bugetul să vedem și online. Două voturi pentru online.
34 pentru, 2 abțineri. 34 de voturi pentru, 2 abțineri. Bugetul județului a fost adoptat. Vă mulțumesc. Am să trec la următorul punct pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 78/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul de specialitate a Consiliului Județean Bacău și din instituțiile și serviciile publice aflate în subordinea acestuia cu modificările ulterioare. Dacă sunt intervenții pe acest proiect, dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Online? Deci proiectul în unanimitate a fost votat. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute la articolul 4, litera C din legea numărul 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, precum și estimări pe 2024-2026. Dacă sunt intervenții sau amendamente pe acest proiect. Vă rog. Prezint amendament. Este în urma analizării răspunsurilor primite din partea primarilor unităților administrativ-teritoriale din județul Bacău, urmarea solicitării făcute de Direcția Tehnică, Investiții și Lucrări Publice din cadrul aparatului de specialitate. Venim în fața primului Consiliul Județean Bacău cu următorul amendament la proiectul de hotărâre propus de executivul autorității administrativ-teritoriale autonome județene. Și facem precizarea că sumele din acest amendament sunt propuse în funcție de lungimea și starea tehnică a drumurilor, ele corespunzând... Atenție, că se citește a greșit. Analizând programele de dezvoltare locală a celor de infrastructură care necesită o cofinanțare locală, precum și necesarul cheltuielor de funcționare ale unităților administrative teritoriale din județul Bacău, ținând seama de asocierile care au fost făcute în cadrul acestui mandat între județul Bacău și unitățile administrative teritoriale, care aveau în derulare programe de infrastructură cu impact major social și economic, nefăcându-se distinție între apartenența politică a primarilor acestor localități și față de faptul că unele asocieri continuă în derulare și în acest an bugetar, venim în fața Consiliului Județean Bacău cu următorul amendament la proiectul de hotărâre propus de executivul autorității administrative autonome județene. Facem precizarea că sumele din acest amendament sunt propuse luându-se în considerare impactul la nivel economic, precum și întinderea efectelor programelor ce urmează să fi derulate asupra unui număr cât mai mare de cetățeni din județul Bacău. Astfel, propunem diminuarea sumelor după cum urmează. UAT Ardeoana, 315.000 lei. UAT Bogdănești, 20.000 lei. UAT Bucoci, 379.000 lei. UAT Cleja, 416.000 lei. UAT Coronești, 310.000 lei. UAT Filipești, 349.000 lei. UAT Găiceana, 242.000 lei. UAT Gârleni, 131.000 lei. UAT Ghimeș-Făget, 205.000 lei. UAT Giosen, 310.000 lei. UAT Glăbănești, 360.000 lei. UAT Heleciu, 305.000 lei. UAT Hemeiuș, 508.000 lei. UAT Lipești, 196.000 lei. UAT Liveț, 400.000 lei. UAT Liveț lui Sitorugura, 403.000 lei. UAT Măgirești, 111.000 lei. UAT Măgura, 393.000 lei. UAT Mănăstirea Cașin,
430.000 lei, cu ATM mărginit 335.000 lei, cu ATM Voidus 575.000 lei, cu ATM Bucărești 180.000 lei, cu ATM Bărjol 393.000 lei, cu ATM Rahova 302.000 lei, cu ATM Secuien 203.000 lei, cu ATM Tamaș 192.000 lei, cu ATM Draian 215.000 lei, cu ATM Urecheș 258.000 lei, cu ATM Vulturen 138.000 lei și cu ATM Zemeș 386.000 lei. Concomitent, propunem majorarea sumelor propuse după cum urmează. Cu ATM Angaș 85.000 lei, cu ATM Asău 166.000 lei, cu ATM Balcan 222.000 lei, cu ATM Brusănești 126.000 lei, cu ATM Berești 67.000 lei, cu ATM Berești Vaslău 94.000 lei, cu ATM Găzrunți 184.000 lei, cu ATM Brăcești 351.000 lei, cu ATM Brusturasa 103.000 lei, cu ATM Buciu 50.000 lei, cu ATM Peluț 139.000 lei, cu ATM Părbasa 228.000 lei, cu ATM Părțăpănești 194.000 lei, cu ATM Dămienești 57.000 lei, cu ATM Dealul Morii 234.000 lei, cu ATM Dofteana 100.000 lei, cu ATM Faraon 181.000 lei, cu ATM Filipen 57.000 lei, cu ATM Curafăi 140.000 lei, cu ATM Hărgești 289.000 lei, cu ATM Curuiești 281.000 lei, cu ATM Izvor Berheciului 35.000 lei, cu ATM Vedea Veche 62.000 lei, cu ATM Licova 181.000 lei, cu ATM Mătoșeni 281.000 lei, cu ATM Nicolae Bărcescu 95.000 lei, cu ATM Orbeni 214.000 lei, cu ATM Palanca 239.000 lei, cu ATM Pâncești 250.000 lei, cu ATM Parava 25.000 lei, cu ATM Farincea 231.000 lei, cu ATM Torpana 231.000 lei, cu ATM Tăzăturcu 234.000 lei, cu ATM Poduri 200.000 lei, cu ATM Răgăciun 281.000 lei, cu ATM Răvitoasa 262.000 lei, cu ATM Roșiori 25.000 lei, cu ATM Sângulen 172.000 lei, cu ATM Sasuc 104.000 lei, cu ATM Sălcești 62.000 lei, cu ATM Solons 216.000 lei, cu ATM Stănișești 281.000 lei, cu ATM Ștefan cel Mare 206.000 lei, cu ATM Ștefan cel Mare 106.000 lei, cu ATM Târgu Produș 183.000 lei, cu ATM Tătărăș 281.000 lei, cu ATM Ungurien 281.000 lei și cu ATM Valea Seacă 233.000 lei. Domnul președinte, cum sunt drept ceva? Permiteți? Invițe la asta. Invițe la asta. Pică. Cezar. Domnul, e viceversa, nu-i nimic, supun la început, e corect, așa este. Vreau să-mi drept ceva, da? Da. Văd că oricum nu știți și de asta nu știu ceva să speră să prezint pe asta, dar mă întreb, nu cumva e proiectul de acolo 2 ani și l-a greșit? Mă gândesc, poate greșit proiectul. Domnule, da, dați seama, eu de la bun început am scris corect amendamentul, la articolul 4, da? Nu mă jumiți, mă gândesc că poate acum nu mă jumiți și eu, da? Deci, fiți uitați la înjurii, vă să vă rectificare necesară. Deci, m-a spus cu majorități, din păcate. Vreau să citesc. Da. 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 Dacă nu e de acum 2 ani, înseamnă... Nu e de acum 2 ani, e de anul ăsta. E de anul ăsta, sigur. Deci o să fac rectificarea necesară. Vreau să vorbim aici proiectul de la... Cu Carbo, pentru că... Nu e bun că nu e de la PSD. Îmi pare rău că tot ce e bun din alte formațiuni politice, aduc aminte de domnul Cosmin, că am fost și eu consilier local și știu despre terenurile care sunt de a primării Bacău, Bălcescu, al lui Sarata, le știu, e loc pentru orice,
Numai că nu vreți să dezvoltăm județul Bacău după ce am ajuns ultimul județ din țara asta. Bine a spus Cezar. Acum îl ducem mai jos. Mulțumim pentru tot sprijinul care îl dăm cetățenilor județului Bacău. Haideți să recitesc titlul ca să întreb de vara asta. Deci recitesc titlul de la punctul 6. Eu îmi cer scuze, eu am greșit, domnul consilier județean. La punctul 6, proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute la articolul 6, aliniatul 6, din legea numărul 368-2022, privind bugetul de stat pentru anul 2023, precum și estimări pe anul 2024-2026. Deci, ca urmare, dacă nu mai sunt alte intervenții, am să supun la vot acest amendament citit de către, vă rog să nu vorbiți peste mine, acest amendament citit de către domnul consilier județean Silviu Prapăț pentru punctul 6. Pentru punctul 6, specific. Dacă îmi dați voie și eu am vrea să da, un pic. Vă rog, domnul Valeria Vrem. Repetăm așa la anumite chestii care par utilești. Eu îl întreb pe domnul Bravă. Domnul Bravă, chiar săptămâna asta puteam să vedeți și discuta cu personalul tehnic în Consiliul Județean și venea domnul președinte cu lucrurile clare. Trebuie în ședință să facem copilării de astea. Eu nu înțeleg de ce faceți asta. Ca să scrie că domnul Bravă s-a dat nu știu ce bani la comuna X. Credeți că o să vă plătește lumea? Dar totodată nu putem avea încredere în personalul tehnic, în președinte Consiliului Județean, care a venit cu o structură foarte clară, probabil documentată de specialiști. Eu cred că sunt copilării și nu ar trebui să mai avem asemenea. Sunt amuzături de astea vechi. Și sunteți tânăr și vă spune cineva care, eu zic, are experiență politică, sunteți tânăr și nu crezi că trebuie să vă prestați la asemenea. Eu i-am zice copilării. Mulțumesc, domnule. Domnul Vreme, da. S-au declarat cu câte un proiect, noi trebuie să votăm întâi proiectul numărul 5, okay, care se referă la sumele de parate, da. Nu putem să da, sunt de acord cu dumneavoastră, nicio problemă, uitați, facem un felul următor ca să nu avem nicio discuție. Da, sigur că da, mă bucur că dumneavoastră sunteți primul care respectați legea și ne dați și lecții. Haideți să refacem, haideți să facem, da, inițial a citit corect, eu l-am schimbat, îmi cer scuze, refac ordinea de zi, da? Citim proiectul 4 și la proiectul 4 de pe ordinea de zi, vă rog frumos. Avem, pardon, punctul 5 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute la articolul 4 litera C din legea 368-2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, precum și estimări pe anul 2024-2026. Vă rog, dacă sunt amendamente? Vă rog, PSD, următorul amendament, în care facem precizarea că sumele din acest amendament sunt propuse în funcție de lungimea și starea tehnică a drumurilor, ele corespunzând, din punctul nostru de vedere, interesul public care trebuie să fie făcut și considerăm că acest amendament reprezintă cea mai bună dintre soluții posibile și legale aplicabile unităților cărora li se repartizează sume în vederea finanțării cheltuielilor privind drumurilor comunale. Astfel propunem diminuarea sumelor după cum urmează. Cu adevărat, minus 226.000 lei. Poate Bogdănești, fiți atent, fii altă listă, domnul. Da, da. Poate Bogdănești, 10.000 lei. Poate Bucoci, 182.000 lei. Poate Cleja, 153.000 lei. Poate Filipești, 166.000 lei. Poate Găiceana, 249.000 lei. Poate Gârlen, 67.000 lei. Poate Dimeș-Făget, 126.000 lei. Poate Giosen, 166.000 lei.
oate, Glăvănești 213.000 lei, oate, Fireciul 92.000 lei, oate, Temeiuș 195.000 lei, oate, Chitești 237.000 lei, oate, Livesc 229.000 lei, oate, Luizi Călugăra 229.000 lei, oate, Măgirești 209.000 lei, oate, Măbra 182.000 lei, oate, Mănăstirea Cașin 235.000 lei, oate, Mărginen 243.000 lei, oate, Măgirești 118.000 lei, oate, Pârgărești 99.000 lei, oate, Pârjor 155.000 lei, oate, Racova 246.000 lei, oate, Secuient 272.000 lei, oate, Tamaș 100.000 lei, oate, Traian 246.000 lei, oate, Urechești 194.000 lei, oate, Vulturen 105.000 lei, oate, Zemeș 212.000 lei. Concomitent, propunem majorarea sumelor propuse după cum urmează. Oate, Astăl 154.000 lei, oate, Balcani 189.000 lei, oate, Bursănești 85.000 lei, oate, Gărești-Vița 77.000 lei, oate, Gărești-Azlău 154.000 lei, oate, Verzunți 154.000 lei, oate, Plăgești 206.000 lei, oate, Crusturasa 59.000 lei, oate, Fuciun 25.000 lei, oate, Căiuți 193.000 lei, oate, Corbasca 154.000 lei, oate, Cățăpânești 136.000 lei, oate, Dealul Mării 52.000 lei, oate, Turteana 50.000 lei, oate, Faravana 166.000 lei, oate, Dura Vlăi 106.000 lei, oate, Horgești 216.000 lei, oate, Hurghești 166.000 lei, oate, Izvorul Perficiului 104.000 lei, oate, Legea Veche 81.000 lei, oate, Lipova 187.000 lei, poate Mătrășeni 87.000 lei, poate Nicolae Bălcescu 70.000 lei, poate Orbeni 166.000 lei, poate Palanca 151.000 lei, poate Pâncești 166.000 lei, poate Parava 13.000 lei, pardon, deci poate Parava 13.000 lei, poate Parincea 186.000 lei, poate Propana 84.000 lei, poate Pătutul 60.000 lei, poate Podul 98.000 lei, poate Repetoasa 87.000 lei, poate Roșuă 13.000 lei, poate Sâmbrec 121.000 lei, poate Sascut 84.000 lei, poate Săucești 81.000 lei, poate Solonț 154.000 lei, poate Stănișești 87.000 lei, poate Ștefan cel Mare 107.000 lei, poate Târgu Troduș 151.000 lei, poate Tătărești 166.000 lei, poate Ungureni 187.000 lei, poate Valea Seacă 191.000 lei. Da. Am revenit la... supun la vot proiectul de voi. După cum știți, această scenă s-a repetat și acum vreme. Atunci mi-a adus la zero toate comunile liberale, domnul Papie. Am mers în instanță și am câștigat. Pentru că legea spune foarte clar. Se dă în funcție de numărul de kilometri și se stare bună. Vreau să cred că propunerile care a făcut executivul sunt făcute pe mine de niște specialiști. Altminte, trebuie sancționați cei care nu au estimat cum cheie aceste sume. Aici nu cabe, nu este vot politic. Dacă pe articolul 6 se mai poate face așa ceva, instanța s-a pronunțat, deși era evident de după lege, că nu se poate face un vot politic la starea din lume. Vedem același dublu rol pe care schipurile sau cele două roluri. Unul vine generos cu, ca un bun administrator și propune niște sume și vine apoi politicul și spune, doamne, nu e așa. Avem noi criteriile noastre pe care trecem. Eu cred că ne vom întâlni din instanță din nou și veți fi nevoiți să recunoașteți că ați greșit. E adevărat că banii se dau, ce am mâncat lucru e bun mâncat. Dar nu cred că este așa de plăcut în fața întregului județ să apăreți ca unul care luați de la cei care nu au votat liberale sau cu alte partide și să dați la cetățenii care au votat PSD-ul. Credeam că s-a depășit așa ceva. E regretabil, dar nu în situația așa cum este. Da, mulțumesc, domnul consilier județean. O să dau cuvântul domnului consilier județean
Necula, dar am să fac o precizare. Un aspect. Unu, ați făcut referire că s-a pierdut în instanță prin atacul, prin ceea ce s-a atacat în instanță de către instituția prefectului pe drumurile județene, pe drumurile locale. Am să fac următoarea, da, repartizarea de acum 2 ani de zile. Am să fac următoare referire. 1. S-a pierdut în instanță din două motive. Un motiv a fost faptul că consultarea nu a fost făcută corect. Și al doilea motiv, prin excepții, că s-au alocat sume, adică nu s-au alocat nicio sumă pe câteva din localități. Asta a fost al doilea lucru. Noi asta ați mai atacat în instanță și pe repartizarea, pe alocări de sume defalcate de 6%, în care ați pierdut în instanță. Nu ați câștigat. Și care a statuat următorul lucru. Aparatul de specialitate propune, conform prevederilor din lege, oportunitatea, o stabilește executiv, deliberativ. Dacă era așa cum spuneați noastră, nici nu mai trebuia să mai trecem prin deliberativ, repartizam noi sumele și atunci nu trebuia să mai avem un vot. Tocmai de asta există posibilitatea și instituția amendamentului care se poate face și care se supune la vot. Și majoritatea hotărăște dacă este oportun sau neoportun. Vreau să mai fac o precizare care s-a trecut cu vederea. Eu am auzit în acest amendament și comune care sunt din eșichierul celălalt, să zicem așa, dacă spuneți că s-a votat pe principiul politic. Sunt din comune și poate domnul, dacă am reținut, Mărgine, Tamaș, păi, Bogdănești, cel puțin, dacă nu mă înșel, 6 sau 7 comune, dumneavoastră sunteți cu 21 sau 22, nu mai rețin exact, 6, 7, 8, 9 comune care sunt și din altă zonă politică, respectiv chiar din zona politică PSD. Mai sunt, dacă nu mai sunt... este intervenția domnului consilier județean, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt convins, sunt convins că amendamentul domnului consilier județean Brabăț este susținut de întregul grup PSD, nu? Este un amendament făcut până la urmă de grupul PSD și care a fost dat citire de către domnul Brabăț, cum sunt de asemenea convins de faptul că va fi susținut și de domnul președinte al Consiliului Județean, pe care de consecință este evident că și aparatul tehnic în subordinea președintelui Consiliului Județean cunoaște, știe și înțelege acest tip de abordare, nu a fost făcut un amendament pe genunchi. Da? Este evident. Din acest punct de vedere, eu sunt convins că alocarea cred că este justă în acest an, fapt pentru care eu o susțin. Mulțumesc. Spuneți, domnul consilier județean. Haideți să vorbiți pe microfonul. Doamna, ne-a dat cuvântul la fiecare, să ne menținem. Eu vot. Nu-i nicio problemă. Da. Și după acest proiect, domnul Nicula, vreau și după acest proiect să atrag atenția locuitorilor județului Bacău, care sunt într-o situație destul de delicată, că după acest vot care l-a dat PSD-ul contra vot, deci PSD a îngropat o parte din județul Bacău în cea mai dezastroasă situație care putea fi. Situația după care suntem acum. Toată sărăcia. Deci să știe tot. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Nu, eu... Vă rog, domnul
Bună ziua și la mulți ani, am făcut în ziua acest an, dar cred că această propunere prin vădurirea unui portal cu un număr de 20 ceva de comandatorul de sume care sunt indispensabile, nu face să ne ducem decât la deja unul de anul trecut, de acum 2 ani, să ne ancorăm în vechile metrile și a permisi cetățenii dreptul Bacău, a comunelor, pentru că nu au aceeași culoare politică care aveți dumneavoastră. Mulțumesc! Da, mulțumesc că... Dacă nu mai sunt... Vă rog, doamna consilier județean, ați o secundă, trebuie să iei... Am ascultat foarte mult atenție motivele pentru care ați realizat acest amendament. Și printre ele era interesul public. Întrebarea mea este care este sau unde este interesul public pentru populația care trăiește și plătește taxe în comunele de la care dumneavoastră ați luat o mulțime de bani, care însemna dezvoltare, care însemna creșterea nivelului de trai, pe care dumneavoastră le-ați negat acum. Unde este interesul public? Mulțumesc! Vreți să vă răspunde domnul... Doamna consilier Tina, Dara Cristina, scuzați-vă. Este Cristina Tina, eu zic că există interes atât timp cât acele comune sunt conduse de către o administrație liberală, care are la cărmă aceste țări, dar sunt președinte de ce premier. Doamna, dacă în noiembrie, când s-au dat bani din cont de rezervă, special, doar comunelor liberale, unde au fost interesul public celorlalte 60 și ceva de comune? PSD. Și nu mă există da. O secundă la parte. Domnul secretar. Da, nu v-am dat cuvântul, doamnă. Doar a făcut-o. Deci, doamna... Păi, dar nu v-am dat cuvântul, ați adresat o întrebare, v-a răspuns și nu vi l-am mai dat înapoi. Dar dacă dumneavoastră considerați că vreți să vorbiți înainte, nicio problemă. Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Vă rog, domnul Merin, haideți. Domnul președinte, discutăm alocarea bugetară. Eu consider că acest amendament făcut cu un plan trebuia prins în buget, pentru că erați în cunoștință de cauze. Sunt sigur că nu domnul Prava s-a lucrat aseară și alaltă seară la el și a vorbit astăzi, dumneavoastră le-ați preluat ca și eu. Cred că această practică nu ne onorează și dumneavoastră sub cu cetățenii. Noi votăm bugetul, dar practicile astea, cred că timpurile de timpul nu s-a practică. Da, vă rog frumos, haideți să votăm amendamentul și după aceea, dacă mai aveți intervenții, vă supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Da, haideți, vorbiți, domnul... Vorbiți. Am ridicat mâna să vă întreb dacă nu există interes public, dar este doar interes politic. Asta am zis. Da, eu zic să întrebați la Consiliul Local. Eu v-am prezentat bugetul județului, v-am prezentat care au fost argumentele, mai mult de atât nu am ce să prezint. Eu mi-am prezentat referatul de aprobare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? L-am specificat. Amendamentul. Amendamentul la punctul 4. Repet, supun la vot. Cine este pentru? Amendament. Online? Nu, doamna, am supus corect la vot. Dacă n-ați fost atent, am citit încă o dată punctul 4. Vă rog să nu mă întrerupeți. Domnul președinte, eu vreau să vă zic un lucru.
tablă, și adevărat, a depus două amendamente de două proiecte de hotărâri. Ascultați-mă un pic. Și eu am supus la vot proiectul de amendamentul pentru proiectul de hotărâre de la punctul 4. Care este neclaritate? De la punctul 5, scuze. Da, am specificat. Este pe bandă. Da? Și următorul. Și acum, care este? Avem 19 voturi pentru în sală, plus unul în online, 20 de voturi pentru. A trecut amendamentul. Da. Voturi împotrivă. Pentru. Voturi împotrivă. Și abțineri? N-avem nicio abținere. Vă abțineți, da? Mă scuzați. Dați-mi totalul. Deci 20 pentru, 14. Împotrivă. Împotrivă și o abținere. Deci, 20 pentru, pai. Nu, dar eu zic că suntem mai mulți, nu înțeleg cum ați. Vă rog, bani numărați odată. Da, e corect. 20 pentru. 14 împotrivă, o abținere. 14 împotrivă, o abținere. Amendamentul a fost aprobat. Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adoptat. Cine este pentru? Nu. Deci 22 acum? Deci 22 pentru. Abțineri? 1. Și voturi împotrivă. Vă rog să-mi dați rezultatul. Pentru, o abținere și 12 împotrivă. Și acum, ca să nu mai existe nicio altă discuție, supun trec la punctul 6 de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute la articolul 6, aliniatul 6 din legea 368/2022 pentru bugetul de stat pe anul 2023, precum și estimări pe anul 2024-2026. Dacă sunt intervenții, vă rog. Deci am arătat două voturi la amendament. Facem precizarea că sumele din acest amendament sunt propuse luându-se în considerare impactul la nivel economic, precum și întinderea efectelor programelor ce urmează a fi derulate asupra unui procent cât mai mare de cetățenii județului Bacău. Astfel, propunem continuarea sumelor cum urmează. Poate Ardeoan 315.000 lei. Poate Bogănești 20.000 lei. Poate Bucoci 379.000 lei. Poate Greja 416.000 lei. S-a făcut amendamentul. Nu aș fi de acord, pentru că ar putea să fie viciu și atunci nu-i cazul. Poate Greja 416.000 lei, poate Coronești 310.000 lei, poate Filipești 349.000 lei, poate Găiciana 242.000 lei,
Matei Gârlen, 131.000 lei. Matei Gimeș Făgeri, 205.000 lei. Matei Giosen, 330.000 lei. Matei Zăbănești, 360.000 lei. Matei Helegiu, 305.000 lei. Matei Hemiuș, 508.000 lei. Matei Iutești, 196.000 lei. Matei Livezi, 400.000 lei. Matei Luizi Bărbera, 403.000 lei. Matei Măcilești, 115.000 lei. Matei Mărbura, 393.000 lei. Matei Cașii, 430.000 lei. Matei Mărcinescu, 335.000 lei. Matei Voitus, 575.000 lei. Matei Pârgărești, 180.000 lei. Matei Pârjol, 393.000 lei. Matei Radova, 302.000 lei. Matei Secuien, 203.000 lei. Matei Damaș, 192.000 lei. Matei Traian, 215.000 lei. Matei Orefiș, 158.000 lei. Matei Bucurel, 138.000 lei. Matei Zemeș, 386.000 lei. Concomitent, propune majorarea sumelor propuse după cum urmează. Matei Agăș, 85.000 lei. Matei Asău, 136.000 lei. Matei Balcan, 122.000 lei. Matei Bursănești, 126.000 lei. Matei Gărești-Bistra, 67.000 lei. Matei Gărești-Tazlău, 94.000 lei. Matei Gărzunți, 184.000 lei. Matei Plăgești, 351.000 lei. Matei Bușturoasa, 103.000 lei. Matei Buciu, 50.000 lei. Matei Căiuț, 139.000 lei. Matei Corbasta, 228.000 lei. Matei Coțocănești, 194.000 lei. Matei Dămienești, 57.000 lei. Matei Dealumore, 234.000 lei. Dealumore, 234.000 lei. Matei Dofteana, 100.000 lei. Poate Faraman, 281.000 lei, poate Filipeni, 57.000 lei, poate Dragoi, 140.000 lei, poate Vorgești, 289.000 lei, poate Turiești, 281.000 lei, poate Zborgăriciu, 305.000 lei, poate Vedea Vechi, 62.000 lei, poate Lipova, 281.000 lei, poate Mătoșin, 281.000 lei, poate Nicolae Mărcescu, 95.000 lei, poate Orben, 214.000 lei, Matei Valanta, 239.000 lei, Matei Frâncești, 250.000 lei, Matei Parava, 25.000 lei, Matei Parincea, 281.000 lei, Matei Profana, 281.000 lei, Matei Podul Ducului, 234.000 lei, Matei Podul, 200.000 lei, Matei Recăciun, 271.000 lei, Matei Răchitoasa, 262.000 lei, poate Roșior, 25.000 lei, poate Sândulen, 172.000 lei, poate Sascut, 104.000 lei, poate Săucești, 62.000 lei, poate Solonț, 216.000 lei, poate Stănejezi, 281.000 lei, poate Ștefan cel Mare, 106.000 lei, poate Târgu Trotuși, 183.000 lei, poate Tătărăști, 281.000 lei, poate Mumbren, 281.000 lei, și poate Paraseacă, 233.000 lei. Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Desfinuși. Ați numărat? Cât? 22 în sală votat pentru, să răspundem în online. În sesiunea online, un vot pentru și o abținere. 23 pentru. Sigur? Mai numărați o dată? Mai numărați o dată cine este pentru. Vă rog să... A, Melinte e pentru. Acum am înțeles de ce nu e așa. Da, da. 22 și cu numărul online, 23 pentru. 23. Ce este, cine este împotriva? Unul ce împotrivă, da? Și abținere? Nu avem nicio abținere? Dar tot nu iese, parcă. Păi vremea online a fost împotrivă de aia. Online.
Da. O abținere în online, da? Da. Bine, mulțumesc. Amendamentul a fost aprobat. Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul de la punct, cu amendamentul făcut de domnul consilier județean de la punctul 6. Deci, cine este pentru? Voturi împotrivă? Ia, nu mai numărați o dată ca să nu stea venit. Tot așa. Aceeași, da. Voturi împotrivă. Abțineri? Online, credeți. Deci, 23 pentru, 11 împotrivă. Valerian Vreme nu a inițiat. Văd că domnul Valerian Vreme n-a inițiat votul. Da. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. O să rog aparatul tehnic să trimită hotărârile pentru adoptare și în județ. I-am scris deja, domnule. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre pentru asocierea județului Bacău cu orașul Buguș și Spitalul Rășenesc Buguș, profesor dr. Eduard Apetre, în vederea finanțării proiectului reabilitare, modernizare și extindere a ambulatoriul Spitalul Rășenesc Buguș. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Da, cred că la domnul nu îi merge... Dați un mesaj ca să nu... Chiar, imagine. Da. Plecă deja, doamnă, direct, că i-am scris în timp. Deci, cu excepția domnului Vreme, care nu văd că nu reușește să voteze, toate voturile sunt pentru, fără abțineri. Nu avem împotrivă. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 8 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul special de stat în județul Bacău, începând cu data de 1 ianuarie 2023. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat, online s-a votat. Un vot pentru domnul Vreme, cred că este admis. Da. Vă rog să mă Proiectul de hotărâre de la punctul 8 a fost aprobat. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 14 metri pătrați din zona drumului județean DJ119B, situat în sat Himeiuș, strada Ion Simonescu, comuna Himeiuș, de județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Comunei Himeiuș în favoarea SC Delga Zgrii de Sat. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri? Cum? Aceeași situație. Vot pentru? Da. Și din sală au fost tot. Da. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punct
punctul 10 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 350 metri pătrați din zona drumului județean DG252B, situată în sat Giosân, comuna Giosân, în județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și la administrarea serviciului public județean de drumul Bacău, în favoarea SCD Gaz Grid, S.A. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Doar domnul Vreme, văd că a reușit să intre în direct. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 2 metri pătrați din zona drumului județean DG119D, situat în sat Sascut, comuna Sascut, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumul Bacău, în favoarea SCD Gaz Grid S.A. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. În unanimitate, fără participarea domnului Vreme, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Județene de Eminență a Persoanelor Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Cu aceeași mențiune că domnul Vreme nu reușește să se conecteze, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul Bacău pentru anul școlar 2023-2024. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați, faza PTH, pentru obiectivul de investiții, lucrări de extindere și dotare, serviciul de anatomie patologică la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind dezlibirea imobilului cu număr cadastral 62.155 în suprafață de 10.000 metri pătrați, în două loturi, S1, în suprafață de 4.800 metri pătrați, S2, în suprafață de 5.200 metri pătrați, în comuna Corbasca. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 16. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 186 din 31.08.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării proiectului de extindere a sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Bacău în perioada 2020-2023. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 2 din hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 257/2022, privind declanșarea procedurilor de expropiere a imobililor proprietate privată care constituie coridor de expropiere a lucrărilor de utilitate publică de interes județean, modernizare DG206B, paravara 2, kilometru 4+650, kilometru 10+516. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri.
Da? Online? Da, mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole și al masei verzi de pășune pentru anul 2023 în județul Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Am văzut că a votat și domnul Vreme. Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uși, a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 350 de metri pătrați din zona drumului județean DJ252F, situat în sat Gârlaanei, strada Dumbravei, comuna Ungureni, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău, în favoarea SC Delgaz Gridesa. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Județean numărul 242 din 31.10.2022 privind adoptarea indicatorilor tehnico-economice actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare drum județean DJ119 Bacău-Faraon, kilometru 1+680, kilometru 12+300, tronson Sărata Nicolae Bărcescu, kilometru 4+400, 10+466. Aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghia Salini, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Supun la vot proiectul de hotărâre privind proiectul de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 91/2020 privind aprobarea cofinanțării proiectului sprijin în pregătirea aplicației de finanțare precum și a cu documentații de atribuire pentru proiectul extinderea sistemului de management integral a deșeurilor în județul Bacău în perioada 2020-2023 cu modificările ulterioare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea rotării actuale localității județului Bacău la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor prin trecerea comunei Corbasca de la Sascut la Răcăciun. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trec la punctul 23 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu comuna Săucești în vederea finanțării proiectului modernizare infrastructură școlară în localitatea Săucești, comuna Săucești, județul Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în Comitetul pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Scuzați, viteză. Desemnăm, vă rog să desemnați o persoană, grupul PNL. Dacă aveți o persoană pe care să o desemnați.
mulțumesc. Domnul Cucerescu, vă rog, faceți probleme cu partea PSD. Dar grupul PSD să vedem că mai nu Nistor Adrian. Nistor. Nistor Adrian. Vă rog, PMP. Aveți propuneri? Nu. Pro-România. Propunere? Vă mulțumesc. Haideți să inițiem procedura de vot secret, să încercăm să închidem. Marian, eu n-am primit... Marian, eu n-am primit aplicația. Nu, nu mă certă. Thank you.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu desemnarea domnului Adrian Nistor. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Deci pentru... Toată lumea. Da, nu e toată lumea, că cei care sunt liberați nu e... Exact, s-a votat secret. S-a votat secret, nu mai contează. Mulțumesc. Da. Ca să fim siguri să călcăm de două ori într-un loc. Am călcat de trei ori data asta. Deci, trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de specialitate în vederea acordării de consultanță, asistență și reprezentare pentru reorganizare regiei autonome a aeroportului internațional George Ionescu Bacău în societate pe acțiuni. Dacă sunt intervenții pe acest proiect, vă rog, domnul consilier Județean. Mulțumesc, domnul președinte. În opinia noastră, domnul președinte, ar trebui să retragă acest proiect de pe ordine de zi. Pentru că, uzând așa de o etapă pe care ați făcut-o dumneavoastră mai multe, la intervenția mea anterioară, a spus că ar mai întreabă. Nu putem să votăm servicii pentru transformare, reorganizarea consultării regiei autonome. Atâta timp cât nu s-a supus votului plenului Consiliului Județean. Vă amintesc, citesc din articolul 173, atribuțiile Consiliului Județean. Alineat 1, Consiliul Județean urmărește îndeplinește următoare categorii principale de atribuții. A. Atribuții privind înființarea, organizarea și funcționarea partidului de specialitate al Consiliului Județean, al instituțiilor publice de interes județean și ale societăților și legilor autonome de interes județean. Aliniatul 2. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la aliniatul 1 litera A, Consiliul Județean, litera B, hotărăște înființarea sau reorganizarea de instituții, servicii publice, societăți și legii autonome în condițiile legii. Din aparițiile publice am înțeles că dumneavoastră ați comandat executivul un audit la aeroport. Foarte bine, era în atribuțiile dumneavoastră. Dar să decide transformarea regiei autonome în societate acțiuni, deja v-ați depășit atribuțiile voastre. Asta nu poate de face decât credere. Mai mult de atât, ar trebui... Ce atribuții m-am depășit ca să fiu atât? Pentru... Mai mult de atât. Ar fi fost corect acum, la acest proiect, să veniți și cu raportul de audit în care să vedem acele recomandări. În aparențe noastre publice am înțeles că se recomandă transformarea energiei autonome în societate de acțiuni sau pe SRL sau în SRL. Dar avem noi să știm ce hotăra plenul. Poate hotăra transformarea în SRL sau poate numai hotăra reorganizarea. Mai mult de atât, văd că noastră nu știți ce vrea plenul, pentru că la sumele defalcate, faceți o propunere și vine plenul noastră și ne modifică. Așadar, cred că întâi trebuie să veniți cu raportul de audit, să parcurgem cu toții, să vedem dacă luăm decizia reorganizării și apoi poate facem atelăm la servicii juridice pentru transformare în SRL sau poate într-o autoritate de interes local, nu știu. Cred că așa este logic și chiar după lege. Da. Ca atare, dacă dumneavoastră nu veți retarda acest proiect de ordine de zi, noi liberali vom vota împotriva. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Haideți să fac câteva precizări. În primul rând,
sub nicio formă nu se va pune problema să nu supun la vot reorganizarea pe o societate de acțiuni. Ceea ce v-am supus la vot este asigurarea unei consultanțe tehnice, unei asistențe, pentru că o reprezentare juridică, pentru că nici noi nu suntem specialiști în reorganizări, nici, să zic, aparatul tehnic, nu știu dacă nu, că n-ar putea să facă față, dar tocmai pentru a avea o oglindă clară la ceea ce înseamnă societate pe acțiuni și ceea ce înseamnă regie autonomă, am zis să luăm o consultanță de specialitate, cu experiență în domeniu. Pentru a fi și transparent, am supus votului dumneavoastră. Nu supun votului transformarea din regie autonomă în societate pe acțiuni. Pentru că atât timp cât nu avem rezultatul unei asistențe juridice, nu pot să vin în fața dumneavoastră și să vă supun un proiect de hotărâri prin care să și stabilim despre ce este vorba. Am să fac... Ați făcut referință... No, dați-mi voi să termin, dumneavoastră. Eu n-am intrat peste dumneavoastră. Vă rog frumos, domnul consilier județean. Deci, doi. Nu știu dacă am ieșit public, într-adevăr, și am prezentat un rezumat al unui audit comandat de noi, tocmai pentru a veni cu soluții pentru creșterea profitabilității aeroportului în condițiile de pandemie și în condițiile de război de la graniță. Concluzia auditului nu este concluzia președintelui Consiliului Județean, este concluzia unui audit independent care ne recomandă primul lucru din această analiză să trecem în societate pe acțiuni. Societate pe acțiuni, și vreau să fie foarte clar, nu înseamnă vânzarea aeroportului, care însemna ceva ilegal. Ceea ce se perpetuează în spațiul public, o privatizare, nu are obiect. Crabul este privatizat, e o societate pe acțiuni. Mai mult decât atât, la nivelul județului, la nivelul țării, sunt trei societăți pe acțiuni, mă refer la aeroporturi din țară. Cred că Timișoara, dacă nu mă înșel, nu mai știu exact din asta, dar am făcut o analiză. Trei. Avantajele și dezavantajele transformării din regia autonomă le-am prezentat tot public. N-am spus niciodată, sub nicio formă, că știți, nu o să aveți cunoștință de rezultatele unui audit. Am văzut că ați depus o cerere. Să știți că vă pun la dispoziție, am un singur amendament și vi-l pun la dispoziție astăzi. Ca să vedeți că nu avem ceva de ascuns. S-a aruncat în spațiu public că aeroportul este într-o cădere completă din cauza managementului. S-au găsit tot felul de treburi acolo care le ascundem. Nu avem ce să ascundem. N-am făcut un audit al managementului conducerii aeroportului, ci am făcut un audit care să ne dea soluția redresării aeroportului. Ce nu pot să vă dau, și eu vă sfătuiesc că o să vedeți că vă dau cu subsemnătură, nu se pot face publice, pentru că în momentul când am semnat contractul cu firma de audit, mi-a pus o clauză de confidențialitate. Am rugat tocmai pentru a veni în întâmpinarea noastră, că am văzut că ați depus o cerere, să îmi facă un extras ce poate fi public, nu public, ce poate fi prezentat consilierilor județeni și ce nu poate fi, care ține de metodă de lucru, de modul în care s-au evaluat anumite aspecte de la aeroport. Nu mă pricep să știu de ce au pus clauză de confidențialitate. Eu o să dau pe bază de semnătură cu recomandarea că nu este de publicat pentru cunoștințele noastre. De ce? Pentru că e posibil la un moment dat cineva să se îndrepte pe acest contract și
să perceapă, să-mi ceară penalități sau să-mi ceară că i-am prejudiciat imaginea. Vreau să vă, dacă îmi permiteți, vreau, domnul, vă dau cuvântul dacă doriți. Nu, suntem, da, păi văd că vorbiți și nu suntem chiar, suntem în Consiliul Județean, nu suntem în altă parte. Într-adevăr, este un subiect fierbinte și nu foarte comod, să zic așa, faptul că a plecat o bază, deci s-a mutat o bază, dar n-a plecat compania. Nu este un moment de să fericit, dar este efectul pieței. Am venit cu acest raport de audit tocmai pentru, din timp, de un an de zile se studiază să vedem ce soluții găsim pentru a redresa, să zic, activitatea aeroportului. Dacă știți, din 2019, 2020, 2021 și 2022 s-a suportat de la buget tocmai susținerea activității pe aeroporturi, la toate aeroporturile din țară, s-a suportat prin subvenții, prin schemă de minimis, dacă nu mă înșel. Da, schemă de minimis. Tocmai din cauza asta. Tocmai de asta am venit în fața noastră să putem angaja o firmă de consultanță și juridică și economică care să ne dea soluția de urmat pe societatea de acțiuni. O să vă, la finalul ședinței, cu amendamentul pe care l-am făcut, vă rog să nu fie publicat, pentru că poate aduce prejudicii chiar și aeroportului, chiar și această dezbatere în spațiu public. Sunt oameni de afaceri din afară, sau din interior, sau din țară, sau companii, care poate sunt interesate de aeroport. Dacă noi tot îl blamăm, tot îl spunem că e dezastru, tot îl spunem anumite lucruri, să știți că nu facem un bine aeroportului. Aeroportul sub nicio formă nu va putea fi vândut, că se încalcă legea și mă mir că tot se sublinează, se bate monedă pe treaba asta și se atacă din punct de vedere politic. Doi, este o propunere a unor specialiști, că tot vorbeam de specialiști. Trei, avem nevoie de o consultanță pentru a vedea cum este de făcut. Și în momentul când avem toate datele, vă supun aprobării această transformare. Sub nicio formă să nu vă gândiți că aș fi putut să pun caii după căruță, așa cum ați zis dumneavoastră. Ca atare, pentru a nu, și repet încă o dată, eu am să vă dau pe bază de proces verbal, să aveți extrase, rezumat, făcut de aceeași societate, ce se poate da, ce puteți... Asta cu mențiunea că este confidențial. Este un contract semnat între noi și societatea respectivă. Dumneavoastră decideți dacă vreți să faceți anumite ieșiri în spațiu public, dar să știți că este cu prejudiciu. Poate prejudicia atât imaginea aeroportului, nu doar imaginea, ci și afacerea. Pentru că noi sunt două chestiuni. Nu vorbim de infrastructura aeroportului, ci vorbim de afacere. ESAU se referă la afacere, nu la vânzarea unor active, care e o prostie. Și pentru oameni foarte bine pregătiți, care aruncă în spațiu public, opriți privatizarea aeroportului. Domnule, discutăm pe fiecare consiliu deja, știa. Da, nu este niciun secret, să știți, domnul consilier județean. Vă garantez că nu este niciun secret și orice propunere este binevenită pe un fundament tehnic, pe un fundament de specialitate. O să vedeți acolo că sunt structurate pe anumite... de la ce s-a constatat, apropo, de la ce s-a constatat, că regia autonomă, și am să vă spun așa, că am și făcut public, am și făcut conferință de presă, că nu avem de ce să ne ascundem după degete. Există o problemă, o recunoaștem, problema nu neapărat să punem să aruncăm în spatele cuiva că e o chestiune de management, ținând cont de faptul că s-a plecat din multe aeroporturi, dar trebuie să venim cu o contramăsură.
Și orice contramăsură care trebuie să vină va fi aprobată în fața dumneavoastră. Veți aproba și dumneavoastră. Va fi supus atenției dumneavoastră. Sub nicio formă nu o să vedeți lipsă de transparență. Și am spus lucrul ăsta. Este ilogic și contabil și legit să votăm întâi aceste servicii. Deja este luată pronunțare. Deci societatea de acțiuni. Și este declarat și aprobat. Și deci nu știm dacă o vom reorganiza, în ce fel în societate, de aceea eu v-am explicat dacă vă uitați în auzitare logică. La o ședință viitoare, un proiect în care să aprobăm reorganizarea. Nu pot să aprob reorganizarea dacă nu vine, dacă din această consultanță îmi spune, domnule, nu-i bine să faci treaba asta. Nu-i bine pentru că nu o să poți să îndeplinești condițiile. Lăsați-mă să vă explic. M-ați înțeles ce v-am spus? Vă rog să fiți atenți. Vă dau continuare. M-ați înțeles ce v-am spus? Noi luăm consultanță juridică și nu doar juridică, și economică, pentru a analiza acest aspect. Cum să se denumească proiectul? Cum să se denumească proiectul? Ca să organizarea energiei autonome. După ce decide plenul Consiliul Județean că se reorganizează, după aceea comanda servicii, domnul președinte. Asta e logica. Așa gândesc noi inginerii. Dacă reorganizarea nu este soluția și juridică, spune, domnule, nu se poate să faceți treaba asta. Cum facem? Noi decidem. Auditul a zis că ne recomandă lucrul ăsta. Era și titlul. De asta, de acolo am luat titlul și l-am pus de la audit, l-am pus pentru consultarea. Dacă ceilalți consilieri de ce sunt mulțumiți cu anumele noastre, nu au trebuit să voteze în felul ăsta. Noi, liberali, nu votăm un politic, așa de plec. Și noi am pus și soluția noastră. Da. Un proiect de hotărâre pentru reorganizare, să fim de acord cu reorganizarea. Dar eu nu pot să fim și asta. Mă ascultați ce vă spun? Noi nu putem să fim de acord în norm să facem lucrul ăsta, că poate, la un moment dat, în analiza făcută de către specialiști, să spună, domnul, nu se poate, trebuie să faceți altfel. Puteți în urma auditului. Deci, eu asta am făcut în urma auditului, o consultanță juridică și economică, pentru că una este soluția dată. Cred că să faceți confuzii. Auditul respectiv nu se referă la control, se referă la soluții. Da? Asta este o soluție. Asta este o soluție. Dumneavoastră sunteți de acord să votăm fără să știți de ce e interior acolo, cum ar trebui să se facă? Eu zic că nu. Eu cel puțin nu aș putea să-mi asum acest risc să vin în fața dumneavoastră cu o propunere care nu este fundamentată de un document juridic în spate și un document economic în spate. Auditul este fundamentat. Asta mă gândesc. Deci, da, vă rog, domnul consilier județean, dar am datoria față de domnul consilier, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. De când sunt consilier județean, eu, colegii mei, am cerut de nenumărate ori să mergem postei șeri. Să mergem să vedem și noi ce să facem în acest aeroport. Bă, ce mobilier are, aia în birou, să văd și eu, ce? Unde am băgat banii aia care le-am cărat cu sapul a fost? Niciodată n-am făcut acest lucru, a plecat, mi-am lăsat pe buza o dată, acum vrem să votăm ce n-am văzut niciodată, sau dacă a trecut cineva prin aeroport de a zborat undeva. E normal așa ceva? Eu sunt de acord cu celălalt și cu auditul la fel, nu văd ceva ascunde. Nu sunt de acord cu asta. Poți bucățele pe față, cum ați spus și cu proiectul cu banii la primul. Deci poți bucățele pe față și să dăm o echipă de consilieri de țări care facem ceva pentru județul ăsta, ori suntem, hai să ne jucăm. Da. În momentul ăsta ne jucăm și cu județul Bacău și cu aeroportul Bacău și nu mai spun cu cine mai jucăm în viitoare și. Mulțumesc! Cu cine mai jucăm? Spuneți în ședință. Da. Da. Domnul consilier județean, vreme. Haideți că pierdeți legătura și să vedeți că sunteți în mașină. Da, mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, așa mai este cu altul, eu cred că de fapt vreau să-l
drept de mână. Acum, îl aduceți și îl dați în nou. Oricum, eu și-am servesat în păstărul de cer să fiți că acest cartof permite, trebuie să-l luăm, trebuie să tratăm foarte serios această problemă. În schimb, pe surse, am mai auzit că medicinul de la aeroport și a prezentat demisie. Nu, eu sunt sursa. Credeți studii, faceți dumneavoastră acum. Studii, auditul și așa mai pe parte, o spun dumneavoastră și pentru toți colegi. Pe piața asta al managerilor pentru aeroporturi există o lipsă foarte mare de medici. Asta e unul. Doi, eu am fost în aeroport și aș putea spune pentru, în fine, dimensiunea județului nostru, regiunii noastre, este o bijuterie. Din punctul ăsta de vedere, când spun trebuie să tratăm foarte serios acest subiect, chiar trebuie să tratăm pentru că este o bijuterie de care avem nevoie. Pentru că aeroportul nu se poate vine un contact și spune, domnule, n-ai conștiință sau chestii de astea. Eu vă dau un singur exemplu. Când îți vin niște investitori, de exemplu, platforma din Olești, una din întrebări care pune, la ce distanță este un aeroport? Deci, practic, aeroportul are o altă dimensiune în logica de dezvoltare a unei regiuni. Eu sunt de acord să faceți studii, dar până în una alta, ar trebui să vă gândiți și la aprobarea, să zicem așa, petiției managerului. Pentru că o să intrăm în aceeași capcană, care dacă ați văzut, o intrat în Sofie, o intrat la alte aeroporturi, care schimbă pe 10 luni, o dată la 3 luni, o dată la 6 luni. Și vedeți ce probleme apar în aeroportul respectiv, au zis că va să dă faliment X și așa mai departe. Eu așa cred. Referitor la acest subiect, eu vă zice că și Cezar are dreptate când pune problema că s-ar putea să punem din drept legal carul înaintea foilor. Aveți mecanismul de a face o ședință de îndată săptămâna viitoare și putem, sau chiar săptămâna asta, și putem pune în ordine lucrurile și să demarăm pentru proiect cu adevărat, pentru aeroport cu adevărat, auditori, consultanță și așa mai departe, să ne crezi. Pentru că e o chestiune pe care nu trebuie să o lăsăm de aici pe niște. Mulțumesc! Da, mulțumesc frumos. O singură precizare. Noi nu supunem la vot trecerea prin societate pe acțiuni, ci supunem la vot o consultanță. Asta e precizarea. Doi, aș vrea să, nu știu dacă câți dintre dumneavoastră au avut curiozitatea să citească vola.ro, care se referă la serviciile prestate și la satisfacția clienților pe aeroporturile din țară. Și am să vă citesc că aeroportul din Bacău este în top 5. Este un site oficial, un top 5 aeroporturi din România și ce criterii apreciază clienții vola.ro atunci când călătoresc. O să avem așa, avem în față Harry Coandă București, Avram Iancu Cluj-Napoca, Aeroportul Internațional din Iași, Aeroportul Internațional Ștefan cel Mare din Suceava și Aeroportul Internațional George Enescu din Bacău. Oficiale, îs date oficiale, asta ca să nu mai spunem că aeroportul din Bacău e prăbușit sau nu prestează servicii de calitate. Deci aș vrea să, fără să mai fac alte comentarii, am zis să facem distinție între consultanță juridică și economică și trecerea cu adevărat la o asemenea acțiune. Nu pot să vin, nu schimbă cu nimic problema domnului
vreme în faptul că venim la o ședință de îndată, o să vin cu același proiect. Pentru că eu nu pot să mă bazez decât pe ceea ce spune un specialist. Mai multe lămuriri nu am ce să vă dau. Da, domnul președinte. Vă rog, haideți că vorbește domnul consilier Boca. Că și managerul de la Bacău este propriul managerul lor de la aeroporturile din țară. Asta din alte surse. Și să știți că vă spun cu multe responsabilități. Vă contraziceți cu domnul liberare, să știți. Și nu-i bine. Nu mă contrazic cu nimeni. Deci, nu pe surse, să știți că s-a dat demisia doamna președintă executiv, ci s-a dat în fapt. E foaie apă. Și atât. Domnul consilier Bocan. Vom primi toți acel raport de audit parțial, sau cum a spus... Deci, la cei care au solicitat în scris. Deci, nu va fi public. Eu v-am explicat care este procedura. Nu vreau să... Deci, depuneți scris, vă dau scris, semnați prin proces verbal și atunci vă asumați de datele din interior. Referitor tot la audit, spuneți, am înțeles că cu un auditor extern s-a început un audit la Spitalul Județean. Este tot. Nu. Am mai văzut niște comentarii de tema asta, dar știți că e o treabă interesantă. Deci, toate auditurile sunt audituri, da? Dar sunt anumite domenii. Unul pe economic, economico-financiar, unul juridic, unul pentru soluții din punct de vedere managerial, așa cum pentru a aduce în profitabilitate o anumită societate. Acest audit de la Spitalul Județean din Bacău, sub nicio formă, nu se referă nici la management, nici la organizare, reorganizare, ci este un audit din punct de vedere medical. Pe fiecare secție în parte se verifică ce înseamnă profitabilitatea, se verifică prestarea de servicii pe care o are fiecare secție, rentabilitatea acelei secții, pentru că știți că, nu știu dacă știți, dar la finalul anului 2022 finanțarea prin casa de asigurări de sociale nu mai este la fel cum s-a făcut până acum. Se merge pe profitabilitate. Ori noi, ca să putem să atragem sume pe spital, trebuie să avem profitabilitate pe fiecare secție în parte, inclusiv tot Spitalul Județean. La asta se referă, nu se referă la formă organizatorică, ci la activitatea prestată și mai mult decât atât, și la satisfacția pacientului. Adică are mai multe paliere pe care se lucrează. Se face din fondurile spitalului? Nu, se face din fondurile Consiliului Județean. S-a ales un auditor extern pe bază de SICAP. Pe SICAP, da. Da, mulțumesc frumos. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, dacă ați reușit să numărați pentru. 20 și pe online? Văd că două. O vota și domnul Valerian Vremi. A spus pentru. Da. Abținere? Ok. Deci haideți să recapitulăm. Un vot, voturi pentru câte sunt, doamnă? Mai tare un pic. 20. Voturi împotrivă? Trebuie să voteze. Voturi împotrivă, vă rog. 9. Abțineri? 4 și cu domnul 5. Mulțumesc frumos, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Deci hai să mai repetăm o dată să nu facem vreo greșeală, rămâne pe bandă. 21 pentru. 21 pentru. 4.
9 împotrivă. Și? 4 abțineri. Și 4 abțineri. Mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă doresc o zi bună.